O femeie de 35 de ani din St. George's Bay a fost înjunghiată în plină stradă. Agresorul femeii este chiar bărbatul cu care aceasta a fost căsătorită și cu care era în proces de divorț. Și comentăm acum acest caz deosebit de grav cu Dan Antonescu, specialist criminolog. Bună ziua, vă mulțumim! Bună ziua! Domnule Antonescu, cu ce avem de-a face aici? Avem de-a face cu un alt caz dintre nenumăratele cazuri de violență în cuplu combinat cu o abordare greșită în gestionarea divorțului, a despărțirii. Este o problemă pe care am tot abordat-o la emisiunea pe care o fac la televiziunea națională și nu numai. În articolele pe care le-am scris, chiar așa se intitula unul dintre ele, managementul divorțului, dădeam sfaturi și aș da în continuare măcar să înțeleagă lumea că introduce o acțiune de divorț nu înseamnă că acel cuplu s-a despărțit. Sunt bărbați, de regulă, bărbați care nu acceptă această idee a despărțirii contrar voinței lor. Ei consideră femeia ca fiind proprietatea lor dacă au semnat, sau chiar dacă nu au semnat, cât și în relațiile de tip concubinaj. Aceeași concepție apare, e femeia mea și ea trebuie să se supună dorințelor mele. Că îi spun să facă una sau alta, e o concepție categoric greșită, dar extrem de des întâlnită. Nu acceptă ideea că o căsătorie care este validată printr-un document emis de o autoritate poate fi despărțită, poate fi încheiată tot printr-un document emis de o autoritate. Ei consideră că acele hârtii nu au valoare. De multe ori, chiar și un ordin de protecție pe care, din păcate, multe dintre cele care ar trebui să-l solicite, nu îl solicită, chiar și acel ordin pentru ei este tot o hârtie. Dar dacă acel ordin de protecție, care este adus la cunoștință de către polițist, ar avea, să spunem, în prima fază, un rol cât de cât descurajant, însoțit cumva de o brățară, de monitorizare, pentru că asta se încearcă de cele mai multe ori, descurajarea totală a individului în a face rău persoanei de care îi este interzis să se apropie, brățarea respectivă, la rândul ei, ar avea un rol descurajant și astfel am putea evita niște tragedii cum este cea despre care vorbim astăzi. Nu avem informații să fie existat un ordin de protecție și în acest caz. Totuși, spuneți că nu ar fi o măsură eficientă în lipsa unei astfel de brățări speciale. O secundă. Am abordat acest subiect de nenumărate ori și am dat același sfat. În perioada când acel individ este în furia primirii înștiințării, când el deja devine cumva un leu în cușcă, nu-și poate frâna ordinile, este cel mai bine ca persoana care este vizată, posibilă victimă, să meargă oriunde s-ar duce, să meargă însoțită de una, două persoane, o prietenă, o rudă, cineva, o altă prezență lângă ea, este la fel de descurajantă pentru individ, pentru că ei sunt niște lași de cel mai multe ori, ei nu-și permit să fie violenți decât strict cu femeia pe care o consideră proprietate, cum spuneam mai devreme, și prezența unei alte persoane deja îi pun într-o postură ingrată în mintea lor, ceva nu e regulă acum, las că mă aștept odată. Pe tot parcursul acesta, și chiar am documentat un caz similar, o singură dată, tatăl, uneia dintre femeile care încerca să se despartă de partener, într-o singură dimineață nu a condus-o la autobuz când ea pleca la serviciu. În acea dimineață omul a profitat de faptul că era singură. O urmărise 2, 3, 4, 5 zile la rând, da. Și văzând-o însoțită, nu a acționat. Când a văzut, haideți să vedem un element foarte important aici. Înțelegem că femeia a fost înjunghiată de 9 ori de acest făptaș. Da, o violență extremă. Furia lor nu cunoaște limite. Din fericire vorbim despre un caz cu deocamdată un final de mijloc, ca să spun așa, femeia a scăpat. De cele mai multe ori,
finalul este absolut tragic. Da. Cea care este agresată decedează și vorbim despre un om care fie s-a sinucis, cum e cazul în situația de față, fie ajunge în penitenciar, după părerea mea, pentru prea puțin timp, dar categoric o altă persoană ajunge în cimitir, ceea ce nu este normal. Suntem un stat civilizat, un om, niște oameni care ar trebui să gândim altfel decât prin instinct, să gândim printr-o educație, să gândim printr-o abordare de altă manieră, nu rudimentară, cum a fost cazul. Iar femeile care se află în aceste situații, în astfel de căsnicii eșuate, să apeleze la autorități, să nu aștepte ca lucrurile să degenereze în această direcție. Da. Tocmai de aceea legea privind protecția persoanei au suferit. Da. Vă mulțumim. A fost Dan Antonescu, specialist criminolog, alături de noi. Mergem mai departe.